Bună seara și bine v-am regăsit la Reflector Analitic. Stimați telespectatori, după cum v-ați obișnuit la această oră, intrăm în casele domniilor voastre cu o emisiune care pune în dezbatere cele mai actuale probleme cu care se confruntă societatea. Pentru ediția prezentă ne-am propus să discutăm despre securitatea statului, despre forțele armate și despre tot ce ține de acest domeniu. Invitatul ediției de astăzi este Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Catan, haideți să începem de la un aspect foarte mediatizat în ultimul timp, dar în același timp controversat. Această idee că Republica Moldova ar trebui sau nu să adere la NATO, care ar fi până la urmă viziunea dumneavoastră raportată la această problemă? Eu n-am ascuns niciodată opțiunea mea. Eu cred că Republica Moldova trebuie să facă parte dintr-un mecanism care să asigure securitatea și acest mecanism, din punctul meu de vedere, este NATO. Din păcate, în Republica Moldova s-a constituit o imagine nu prea frumoasă despre NATO. Mulți au rămas încă cu acea imagine care s-a construit în perioada confruntării dintre Uniunea Sovietică și Occidentul. Occident care avea cascut acest mecanism NATO. După căderea cortinei de fier, după încetarea războiului de fier, a urmat o perioadă frumoasă între Rusia și statele occidentale. Și se părea că lucrurile încep să iau o turnură mai bună. Însă vedem că, din păcate, lucrurile au degenerat iarăși și se revine la aceeași retorică în ceea ce privește mecanismele de securitate internaționale. Eu bănuiesc că foarte mulți telespectatori se întreabă pe această margine de idei. Securitatea statului, astăzi Republica Moldova și-o poate asigura? Noi suntem în siguranță pentru că asta ne interesează. Cetățeanul XY. Categoric, Republica Moldova nu prea poate face față unui conflict militar cu o forță superioară și având în vedere statutul nostru și faptul că suntem un stat cu potențial redus și economic și politic și diplomatic și militar mai ales, sigur că trebuie să avem grijă să ne asigurăm doar pe căi diplomatice, politice, această securitate. Eu aș aduce un exemplu. Noi avem problema în continuare, problema transnistreană. Vedem ce se întâmplă în estul Ucrainei. La un moment dat, mi-amintesc că acum un an sau doi se discuta despre un pericol iminent, despre faptul că teritoriul public Moldova ar putea fi invadat. Bine, la noi, din păcate, iarăși, lucrurile sunt văzute de pe baricade, din două extremități. Părți, din două extremități. Cei care au sensibilități legate de Rusia, bun, haideți să luăm ca pericol nu Rusia. De exemplu, astăzi suntem în relații foarte bune cu Ucraina, dar să admitem cumva se întâmplă că avem vreun diferend cu Ucraina, că aș aminti, în războiul din 91-92 au participat și cetățenii ucraineni. Ucraina nu prea ne-a ajutat în acel conflict. Să admitem ipotetic că avem o problemă cu Ucraina. Cum reușește Republica Moldova să se apere, să-și apere interesele? Evident că nu putem să ne comparăm cu Ucraina. De mult aminteam, cu un an, doi în urmă se punea problema unui pericol iminent care viza integritatea și chiar suveranitatea noastră. Și constatam atunci că mijloacele de care dispunem nu prea sunt suficiente, ca să nu spun altfel. Și sigur că noi nu putem să ne asigurăm securitatea decât apelând la un mecanism care să implice garanțiile unor state cu capacități mult, mult superioare Republicii Moldova. Ce trebuie să întreprindă Ministerul Apărării, vă rog? Ministerul Apărării trebuie să facă ceea ce are de făcut un Minister Apărării, să asigure, să estimeze riscurile.
în limitele pe care trebuie să facă față un minister al apărării și să asigură acele garanții de securitate pe care le poate oferi prin mijloacele specifice armate. Dar problema securității Republicii Moldova nu este una, dacă vreți, atât militară cât politică sau geopolitică. Și de asta se insistă pe aceste, pe aceste lucruri. Eu cred că pentru că am și fost vizat la un moment dat și chiar mă gândeam la lucrurile astea. Eu cred că Republica Moldova trebuie să gândească bine la, la anumite strategii de apărare care să vizeze anumite scopuri limitate și la anumite genuri de riscuri, de exemplu integritatea teritorială, de exemplu apărarea în fața unei armate care ne amenință și care poate fi comparabilă cu, cu capacitățile noastre. Astea sunt genul de riscuri pe care armata le poate rezolva la un nivel superior, sigur că doar prin mijloace politice. În viziunea dumneavoastră, există politici viabile promovate de Ministerul Apărării care ar putea să ne asigure această securitate despre care vorbeam și la începutul emisiunii? Ele au fost anunțate, deocamdată vedem, bine, la nivelul dezbaterilor publice, vedem retorică. N-am mai ținut pulsul în ceea ce privește situația armate și nici nu e bine să se discute prea mult acest subiect, acest subiect în categorii foarte tehnice în momentul ăsta. Sigur că mi se pare că încă nu suntem la nivelul la care trebuie să ne permitem să-l avem. Încă există de lucru și asta înseamnă pregătirea armatei, dotarea cu echipamente și armament specific. Și asta încă probabil trebuie definit și de lucrat. Al doilea aspect este cel care ține de latura politică despre care am vorbit și se pare că și acest lucru este încă în definire. Sper că se lucrează și se încearcă definirea potențialului nostru din punct de vedere politic, astfel încât la un moment dat să avem o imagine cât mai apropiată de cea reală privind sau și realistă privind capacitățile de apărare ale Republicii Moldova. Domnule Catana, la un moment dat s-a discutat și ați fost și dumneavoastră vizat în aceste discuții, un ministru al apărării trebuie să fie militar? Asta e problema? De aici se începe reforma? Nu neapărat. În unele state, dimpotrivă, s-a insistat ca ministrul apărării să fie un civil. Și este promovat lucrul ăsta ca principiu, tocmai pentru a asigura un control civil asupra armatei, pentru a evita alunecările în alte zone de discuții și pentru a asigura nivelul politic necesar pentru a crea capacitățile necesare pentru armată. Și s-a constatat că sunt foarte puține, să spun așa, state care ca principiu promovează doar militar, de exemplu. Sunt diferite sisteme și nu există soluții ideale, șabloane sau calapoduri. Fiecare decizie la un moment dat corespunde necesităților momentului respectiv. La noi cred că se poate descurca și un civil, așa cum s-a mai întâmplat, cum se întâmplă și în alte state, pentru că funcția de ministru al apărării, așa cum sunt funcțiile ministeriale în general, sunt funcții politice. Ministerele promovează politici, iar în ceea ce privește lucrurile strict legate de decizii cu caracter militar. Pentru asta există mecanisme cu caracter militar și încep cu statul major,
și așa mai departe, pornind pe ierarhia specifică armatei. Deci există mecanisme prin care se iau decizii necesare, specifice pentru armată. Decizia, oricum, repet, este una politică. Aș invoca numai faptul că, de exemplu, comandantul suprem oricum este președintele țării. De fapt, anticipați o întrebare. Da. Care ar trebui să fie relația dintre cei doi actori? Deciziile importante se iau în Consiliul de Securitate al statului, care este compus din factorii importanți în materie de securitate, care sunt și ei civili, majoritatea din ei, dacă ne uităm la structura, la componență, da. Iar deja lucrurile care țin de decizii cu caracter militar, sigur că se elaborează într-un cadru compus de militari care sunt pricepuți la așa ceva. Deci lucrul ăsta este rezolvat de mult și nu cred că ar trebui să existe la noi discuții de acest gen. Nu vreau să dau exemple, să spun că în multe situații poate miniștrii civili s-au descurcat mai bine decât miniștrii militari. E o chestie și de talent politic mai mult și de susținere politică, poate. Și de susținere politică, pentru că un ministru când are în față armata, ca să mă exprim așa, sigur că atunci când discută cu armata, atunci când mă refer la modul generic, pentru că un ministru comunică cu ofițerii, cu superiori, cu armata, dacă vreți, trebuie să țină, să cunoască, să palpeze specificul. Da. Și atunci când are o susținere politică puternică, sigur că asta îi dă o forță și o siguranță, și o siguranță care îi permite să conducă mai eficient și să ia decizii mai eficiente. Haideți să ajungem în cealaltă extremă. Da. Ce înseamnă a fi retrasă susținerea politică pentru un ministru? Înseamnă demisia? În mod normal ar trebui să însemne demisia. Acum nu vreau să intru în discuția asta ca să nu se creadă că iau partea cuiva, da, să se supere cineva. Chiar discutăm la modul general, abstract, da. În mod normal, având în vedere că un guvern este numit politic, un guvern nu înseamnă altceva decât expresia unei majorități politice în Parlament. Este numit prin mecanisme în mod categoric politice, funcțiile sunt definite ca fiind politice. Și atunci, sigur că un ministru nu poate să dețină o funcție decât având susținerea politică în guvern. În mod normal, retragerea acelei susțineri ar trebui să însemne și demisia ministrului. Acum că la noi mecanismele fac ca să apară distorsiuni, este o problemă. Pentru că, de exemplu, dacă un guvern este numit în considerația primului ministru, miniștrii sunt numiți în considerația, de fapt, a primului ministru. El este cel care face lista, el este cel care își asumă răspunderea pentru program. Activitatea întregului guvern. Exact. Respectiv, al doilea element important, susținerea propriu-zisă în Parlament. Nu mi se pare normal că președintele, de exemplu, poate bloca sau decide în ce își privește activitatea din acest punct de vedere a guvernului sau a miniștrilor. Eu cred că ar trebui să fie aplicat un principiu bine cunoscut în dreptul constituțional, în materie constituțională, care este eficient pentru că răspunde foarte bine la necesitățile politice. Este principiul proporționalității. Deci dacă un ministru este numit prin anumite mecanisme, prin aceleași mecanisme trebuie să existe posibilitatea de a fi revocat sau de a fi schimbat, dacă este cazul.
Și la, probabil că va trebui să se lucreze la acest lucru în continuare, la acest fapt în continuare. Nu este ok că președintele poate bloca, poate interveni în sensul în care să distorsioneze aceste lucruri. Domnule Cătană, militare în termen sau prin contract? Eu odată am elaborat o astfel de chestie. Armata are sigur că câteva valențe. Din punct de vedere istoric, lucrul ăsta a fost deja verificat. Eu cred că ar trebui să existe un corp format din profesioniști, un corp limitat, care să răspundă nevoilor curente ale armatei și unor provocări imediate. Și sigur că ceva de genul unor stagii pentru tineri, dacă vreți, pe modelul, de exemplu, elvețian. Știm bine, cetățenii acolo sunt supuși militar, sunt chemați în anumite perioade de timp să facă stagii militari și este, apropo, o chestie de onoare, nu este lucrul ăsta o corvadă pentru ei. Poate că nu ar fi cazul să fie preluat în totalitate, dar măcar pentru tineri, având în vedere și nevoia de a da o educație tinerilor militar și patriotică, probabil că ar fi cazul să existe niște stagii pentru tineri obligatorii pentru un termen limitat de timp, astfel încât să nu le creeze perturbații în viața lor personală. Un stagiu de câteva luni probabil n-ar strica unui tânăr să învețe puțină militarie și să învețe, de ce nu, și puțină educație, compensând ceea ce poate acolo unde au crescut ei nu li s-a oferit. Eu așa văd, deci un model de acesta, deci cu un corp de profesioniști capabil, la un moment dat, să mobilizeze, Doamne ferește dacă este cazul, să mobilizeze un scurt timp, atunci când apar pericole, riscuri, un corp mai larg de armată, capabil să facă față provocărilor. Ați vorbit ceva mai devreme despre educația patriotică militară. De ce la ora actuală se consideră că este, nu știu, ceva arhaic? De ce avem restanță la capitolul ăsta? Pentru că, vedeți, noi venim dintr-un sistem care a căzut și, sigur, fiind un sistem care s-a dus deja în istorie, a fost pe bună dreptate catalogat ca fiind ineficient și s-a văzut că nu este potrivit. Dar, pe de altă parte, e limpede că trebuie pus ceva în loc. Deci eu înțeleg un principiu elementar în foarte multe domenii de importanță publică. Atunci când schimbi un sistem, trebuie neapărat să pui ceva în loc. În momentul în care acel sistem sovietic a căzut, cred că neapărat ar fi trebuit să fie pus altceva în loc. S-a mers, din păcate, pe inerție și nu pe elaborarea unui sistem care să înlocuiască eficient pe cel vechi, și asta a făcut ca lucrurile să meargă de la sine așa cum le știm și cum le constatăm, și probabil că chiar dacă a trecut mult timp de atunci, e momentul să discutăm, niciodată nu este târziu. Domnule Cătan, vreau să rămânem în albia activității Ministerului Apărării și în mod special a conducerii. Spuneți-ne, vă rog, cel puțin vreau să aflu poziția dumneavoastră. Nu vi se pare că în ultimii ani, în mod special, prea repede s-a schimbat această conducere? Bine, pornind de la ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, la faptul că oricum este un guvern, oricum promovează politici, oricum este pus în anumite circumstanțe. E adevărat, dar în condițiile în care lucrurile sunt puse la punct cum trebuie, nu văd nicio problemă în faptul că se schimbă miniștrii foarte des. Important este să existe, să fie creat un corp de armată care să funcționeze coerent, constant,
să ai militari bine pregătiți, să ai ofițeri care sunt capabili să facă față nevoilor armatei și să răspundă întotdeauna necesității nevoilor statului. Pentru că miniștrii se pot schimba, dar dacă ai acel corp de ofițeri, ai acel corp de armată care îți asigură constanța și coerența, nu este nicio problemă, pentru că politicile statului, mai ales în materie militară, în materie de doctrină militară, nu înseamnă neapărat intervenția în armată la nivelul de cadre, la nivelul de organizare, înseamnă la nivelul de politici care vizează strategiile statului, vizează orientarea, vectorul statului, iar lucrul ăsta nu trebuie să afecteze pe ofițeri, ei trebuie să aibă o agendă foarte clară, regulamente foarte clare pe care trebuie să le îndeplinească și doar să răspundă, repet, la ceea ce le cere statul, nimic mai mult. Politica nu este problema armatei. Și eu nu văd, repet, o problemă în faptul că miniștrii se schimbă. Altceva e că vin miniștrii și, din păcate, probabil să fac jocuri și la nivelul de stat major, la nivelul de epurare de cadre, să fim direct. Fiecare vine și nu e problema doar armatei, se întâmplă de multe ori și în alte instituții, da, structuri. Că vine o putere și curăță ce era vechi și pune alții noi. Asta da, ar trebui să se evite lucrul ăsta, trebuie rezolvat, astfel încât să existe o separare foarte clară între decizia politică, nevoia politică a statului și, propriu zis, activitatea cu caracter militar din cadrul armatei. Atunci când se discută, uneori până în albia bizarului, de ce s-a participat la o paradă, fie la București, fie la Moscova, vi se pare ceva firesc în condițiile în care spuneați chiar ceva mai devreme că ar trebui să promovăm o politică de vecinătate bine gândită? Care ar trebui să fie relația, ca să fiu mai concret, cu vecinii noștri în primul rând? Bine, cu vecinii întotdeauna trebuie să ai relații foarte bune. Și sigur că atunci când o armată participă la evenimente, contează și semnificația și interpretarea pe care o dau actorii politici. Eu nu consider că este un păcat că iată armata sau reprezentanții armatei noastre au participat la parada militară de la București. Sigur că ar fi bine ca și semnificația paradelor de la Moscova să fie alta, astfel încât o eventuală participare acolo să nu fie și ea interpretată altfel decât ar fi trebuit. Din păcate, există această retorică în special în ceea ce privește parada de la Moscova, îi se dă o semnificație în care există învingători și învinși. Și aici este discuția. Unii interpretează în mod diferit. Se văd sau sunt tratați ca învinși și probabil că lucrul ăsta trebuie rezolvat la nivel ideologic, astfel încât astfel de manifestări să aibă o altă semnificație decât îi se dă în prezent. Pentru că, repet, buna vecinătate este o obligație, nu ai opțiuni. Întotdeauna trebuie să cauți să ai relații bune cu vecinii. Este o axiomă, nu cred că cineva o poate pune la îndoială. Acum, altceva că tonalitatea nu o dăm întotdeauna noi în aceste relații. Este și asta o problemă care nu depinde de noi și sper să se rezolve în timp astfel încât să nu mai apară. Eu vreau să revenim la o teză pe care ați enunțat-o ceva mai devreme, la această relație dintre Ministerul Apărării și despre șeful statului. Până la urmă, și notasem aici, Comandantul Suprem al Forțelor Armate rămâne a fi șeful statului. Care sunt valențele pe care trebuie să le comporte o funcție raportată la cealaltă?
Este de consultație reciprocă, nu știu, de stabilire împreună a politicii externe, dacă vreți, sau care ar trebui să fie? Da, securitatea poartă valențe variate și sigur că politicul este, nu că este inevitabil, este decisiv, pentru că deciziile importante se iau la nivel politic. E suficient să spunem că cel care poate declara război este președintele, care trebuie să anunțe Parlamentul imediat. Deci președintele are rolul de a lua decizii prompte, imediate, rapide, pentru că na, specific cu unor asemenea lucruri presupune o reacție... O promptitudine, până la urmă. Exact. Presupune o reacție rapidă, imediată și atunci trebuie să existe cineva care are responsabilitatea deciziei. Și acesta este președintele. Decizia nu poate fi decât una politică, ea trebuie să fie asumată politic, nu poți expune militarii unor asemenea decizii pentru că nu este treaba lor. Problemele de război, de pace nu sunt problemele militarilor, sunt problemele politicienilor. Ei trebuie să fie cei care își asumă responsabilitatea pentru asemenea decizii. Și este firesc să fie așa. De asta s-a considerat și nu poate fi altfel că președintele este cel, ca fiind șeful statului, este cel care trebuie să-și asume această decizie, este cel care trebuie să coordoneze aceste lucruri și să fie responsabil pentru deciziile luate. Domnule Cătan, ca să mai dezmulțim un pic poate această discuție foarte serioasă, eu aș și întreba așa cu o doză de umor. Portretul cui trebuie să existe? Pentru că până la urmă s-a făcut haz de necaz și în acest lucru și s-a încercat iarăși să se speculeze, dacă vreți. E nevoie de un portret? Poate aș fi foarte categoric aici. Sau haideți să ne axăm pe dotarea armatei, Da, discuțiile astea, acum dincolo iarăși de politic, eu ca ființă sunt liberal, am o percepție liberală a lucrurilor, am o educație pe care nu mi-a inoculat-o nimeni, de la sine a venit. Nu agreez asemenea lucruri de genul că trebuie să-mi stea un portret undeva în spate. Probabil că n-ar trebui să existe sau dacă tot vrem un simbol, poate trebuie să găsim un simbol. Poate drapelul, nu știu, poate Ștefan cel Mare care personifică ideea statului Republicii Moldova. Nu știu, deci e o chestie de discutat. Eu nu, fiind și eu vizat la un moment dat, am reconstituit asemenea situații și chiar nu mi-ar fi plăcut, probabil, oricine ar fi fost, de fapt, să stea acolo ca portret. Și nu cred că asta trebuie să-l intereseze pe un ministru. Ministrul, într-adevăr, trebuie să se ocupe de problemele armate cât mai eficient și să nu existe asemenea discuții. În plus, sigur că având în vedere specificul domeniului, cred că lucrurile astea în general ar trebui să lipsească. În pofida divergențelor politice, și președintele, și ministru, chiar dacă aplicăm la situația în care suntem, trebuie să lase loc de discuții pentru a putea discuta lucruri importante, pentru că ele sunt inevitabile. Există un format, același Consiliu de Securitate, în care ei sunt obligați să discute problemele de securitate ale țării și atunci ei trebuie să lase loc și unul și altul, și președintele și ministrul apărării, de exemplu, să lase loc pentru discuții, pentru a putea discuta la modul serios, nu expeditiv, problemele de securitate ale țării, pentru că asta sunt obligați să facă lucrul ăsta prin fișa postului. Deci nu este un moft, nu este un lucru care ține de voința politică a cuiva, este obligația lor stabilită prin statutul pe care îl dețin să colaboreze. Și atunci eu cred că situații de acest gen nu ar trebui să existe. Domnule Cătan, se tot spune că militarii noștri sunt instruiți la normele sau la standardele internaționale. Haideți să vedem cealaltă latură.
Atunci când vorbim despre securitate și vorbim despre integritatea Republicii Moldova, suntem noi dotați cu toate cele necesare pentru a face față cel puțin unei agresiuni? Nu vorbesc de un conflict de proporții. Da. E una să ai forță fizică, alta e să ai și cu ce să te aperi. Nu doar cu pumnul în ziua de azi, cred că nu facem față. E genul de întrebare pe care, la care un ministru, de exemplu, ar părerea, trebuie să răspundă că, în mod evident, da, sigur, armata să calmeze spiritele, da. Chiar dacă nu există toate capacitățile, dar este obligat să răspundă, pentru că e o chestie de onoare să spui că armata în orice situație poate face față. Aici trebuie să revin la ceea ce am spus anterior. Trebuie să evaluăm riscurile. Ele sunt de diferit nivel și să ne asumăm cele pe care noi le putem rezolva prin capacitățile proprii. Și sigur că să definim pericolele mai grave și să se găsească și în funcție de asta să fie construită și armata și sigur că dotarea armatei. Deci, pentru că de asta depinde și prioritățile în ceea ce privește dotarea armatei, dotarea o face în funcție de anumite strategii tactici aplicate la situații reale de conflict militar și în funcție de asta sigur că faci și prioritățile în ceea ce privește achiziția echipamentelor, achiziția armamentelor, dotărilor și așa mai departe. Iar lucrul ăsta nu se poate face decât atunci când ai o doctrină care definește aceste strategii și tactici și în funcție de asta, sigur, și să construiești armata. În ce măsură la noi există lucrul ăsta? Nu cred că aș vrea să răspund. Domnule Cătan, haideți să revenim iarăși la un aspect destul de interesant și discutat în societatea noastră. Ceva mai devreme, și când zic lucrul ăsta, mă refer la investirea chiar actualului guvern, s-a discutat noțiunea de guvern tehnocrat. Credeți că el este realizabil în condițiile Republicii Moldova și de ce întreb lucrul ăsta? Pentru ca să nu ne pomenim în situația în care spuneam că să fie retrasă susținerea politică a unui ministru. E posibil? Sau nu ne place să preluăm unele concepte politice fără a ține cont de realitatea social-politică? Au existat și în discuții, discursul public a existat tema asta și sigur că unii o îmbrățișează și o promovează. Un guvern tehnocrat întotdeauna este un guvern, haideți să spunem așa, de avarie. El răspunde unor situații problematice, în situații foarte clar definite. Și exemple, putem discuta în exemple. În România a existat un asemenea guvern, guvernul Tăriceanu, de exemplu. El a fost posibil pentru că venea după 2 ani de guvernare politică, a intervenit o criză politică și soluția a fost un guvern numit tehnocrat, dar care beneficia oricum din umbră neasumat, dar de o susținere a unei majorități parlamentare până la urmă și a fost susținut în ideea de a ajunge până la alegerile ordinare normale la termen, astfel încât partidele să nu-și asume riscurile unei guvernări limitate în timp care nu-ți oferă posibilitatea să promovezi politici și atunci sigur că apelezi la un asemenea guvern tehnocrat. Dar asta se întâmplă foarte rar. În mod normal, logica alegerilor, logica politicului este să obții victoria în alegeri și să promovezi politicile pe care ți le-ai sumat în fața cetățenilor prin actul de guvernare. Și atunci vorbim eminamente de un guvern politic, nu putem vorbi altfel. Dar e ceva firesc până la urmă să aibă partajarea politică a tuturor instituțiilor statului? Într-o albie așa de satiră să zic că mie îmi revine procuratura, dumneavoastră vă revine vama? Sunt
instituții care prin definiție nu pot fi procuratura, da, nu poate fi și sunt și altele, nu cred că e cazul să facem lista, da. Sunt bine cunoscute. Alea categoric ies din zona discuțiilor. Există mecanisme prin care sunt numiți înalții funcționari. Ne referim strict la guvern. Da. Și aici este limpede că poate fi numai vorba de un guvern politic. Noi am avut de altfel un guvern așa numit tehnocrat, ne amintim bine guvernul Gaburici, asumat de către PLDM și Partidul Comuniștilor, susținut de Partidul Democrat, dar care s-a trezit că nu are de fapt acea susținere în pofida faptului că a fost votat. Și s-a văzut ce s-a întâmplat cu acel guvern. S-a dus foarte repede, nimeni nu a vrut să-și asume responsabilitatea pentru ineficiența unui asemenea guvern și s-a renunțat foarte repede. Repet, eu cred că un guvern tehnocrat ca principiu de guvernare nu poate exista pentru că logica nu corespunde logicii politice. Este posibil doar pe cale de excepție atunci când pe un termen limitat, când partidele nu vor să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. Iată, de exemplu, se întâmplă, Doamne ferește, o criză cu un an înainte de alegeri. Nimeni nu vrea să-și asume răspunderea guvernării până în alegeri, în condițiile în care știi că un guvern ineficient îți poate scade punctele electorale. Și atunci se purcede la un guvern tehnocrat, de exemplu, responsabil cu guvernarea treburilor curente ale țării până la alegerile ordinare și cu organizarea alegerilor propriu-zis. Asta poate însemna un guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat în ideea de a promova anumite politici deosebi sociale. Speciale, dar în cazul ăsta te întreb, dacă tot și le-au asumat partidele și ele formează guvern, de ce să nu și le onoreze obligațiile asumate printr-un guvern politic? Pentru că dacă se întâmplă să și reușească, partidele au interesul să valorifice rezultatele bune ale guvernării. De asta, eu cred că lucrul ăsta este indus de multe ori în mod forțat, ideea de guvern tehnocrat și, repet, numai pe căi în care circumstanțele cu caracter absolut special pot impune un guvern tehnocrat se poate întâmpla. Altfel nu văd cum... Domnule Catal, mai avem câteva minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau un pic să ancorăm în realitatea social-politică și vreau să vă întreb, președintele țării versus parlament, care până la urmă este sau este reprezentantul opoziției. Cum vedeți o colaborare dumneavoastră? Care credeți că vor fi accentele care urmează să fie plasate? E bine întotdeauna să... Și în general, Constituția noastră, invoc întotdeauna de multe ori vidul constituțional în foarte multe situații. Dar asta se întâmplă pentru că, de fapt, legea noastră fundamentală a fost concepută bine, a fost inspirată din altul și pe cale de consecință asumată și de noi, concepută în ideea de a lăsa anume loc jocului politic, de a lăsa loc consensului, discuțiilor, colaborării între instituțiile statului, în speță Parlamentul și președintele. Din păcate, la noi, de multe ori, politica ia o turnură nu prea potrivită și atunci ne trezim de foarte multe ori în situații conflictuale. Chiar dacă există ideologii, viziuni diferite, eu cred că trebuie să existe loc de discuții între instituții. Asta, iarăși, ține de obligațiile pe care le impune instituția. Dar dacă nu se ajunge la așa ceva, eu cred că trebuie să se apeleze întotdeauna la lege. Deci să aibă tăria și Parlamentul și președintele atunci când nu reușesc să ajungă la un acord pe o problemă, să se uite bine în Constituție, în lege și să decide respectând legea și să nu forțeze legea.
Cred că este cea mai bună soluție. Alta n-a fost inventată, este practica din toată lumea și ca jurist nu pot să constat că se dovedește a fi cea mai potrivită cale. Să se respecte legea atunci când apar situații de conflict instituțional. Ceea ce urmează să vă întreb, poate va fi un pic dificil, dar oricum îndrăznesc. Astăzi este ultima zi pentru domnul Timofti. Mâine urmează să aibă loc inaugurarea oficială a domnului Don în calitate de președinte. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, în calitate de cetățean acum, cum ați perceput această imagine care a fost creată și datorită președintelui pe plan extern? V-ați simțit că această imagine a crescut credibilitatea? Tatea noastră este mai mare pe plan politic, suntem văzuți pe picior de egalitate cu marile putere ale lumii, aș îndrăzni să întreb? Bine, sau nu trebuie să cerem imposibilul până la urmă în unele situații? Imaginea unei țări se construiește prin efortul instituțional al tuturor ramurilor puterii. De exemplu, iată, poți să ai un parlament foarte eficient, poți să ai un guvern eficient, un președinte eficient și să ai o justiție care spune probleme și având în vedere contextul în care ne aflăm, să ai de suferit din cauza justiției, de exemplu. Și atunci trebuie să impui politicul să intervine. Cum e și cazul Republicii Moldova. Da, cum e și că da. De asta imaginea țării înseamnă de fapt efortul conjugat al tuturor instituțiilor, nu doar al președintelui, pentru că președintele discută și el în limitele mandatului de care dispune. El este în partea care ține de atribuțiile interne reglementat iarăși prin Constituție, în partea în care privește reprezentarea statului prin Constituție și legea prin tratatele internaționale Republicii Moldova. Și, repet, cea mai bună contribuție pe care o poate aduce un președinte este să participe la, să colaboreze cu celelalte instituții în vederea promovării pozitive a Republicii Moldova și nu pe cale de confruntare. Domnule Catan, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Fiți alături de noi!